fiind 500 de persoane au fost evacuate preventiv din cauza incendiului de pădure izbucnit pe insula spaniolă La Palma, într-o regiune împădurită. Pompierii luptă non-stop pentru a localiza focul. Deocamdată rezultatele sunt modeste din cauza vântului și a temperaturilor extrem de ridicate. Llevamos ya más de 140 hectáreas, estamos hablando de unas 11 viviendas quemadas, unos 500 desalojados, se siguen los procesos de desalojo porque avanza el incendio y podemos llegar hasta 1000, la información que nos dan los técnicos. În Italia se așteaptă temperaturi record, în multe regiuni vor fi chiar 43 de grade. El caldo es realmente deleterio para noi porque la luna raggiunge 50 gradi. Abbiamo già provato a misurare la temperatura. E infatti io sono uno dei pochi che usa il sacco, si chiama non tappeto ma sacco. Nel caso avvertiamo fisicamente proprio insomma questa calura poi protratta nel tempo perché non è più per qualche breve periodo come accadeva qualche anno fa, no? Per un paio di giorni. Ormai purtroppo si dilunga per più di un mese questo caldo, quindi diciamo gli effetti si avvertono. Ministerul Sănătății din Italia a pubblicat o listă de recomandări. Dacă trebuie să iasă din casă, oamenii sunt sfătuiți să meargă în locuri cu cât mai multă verdeață, să aibă apă la îndemână și să verifice prin aplicațiile de pe telefon unde sunt cele mai apropiate fântâni și surse de apă, să mănânce puțin și cu preponderență fructe și legume. Urmează o săptămână de foc în Italia. Temperaturile vor fi mai ridicate cu 8 grade față de media lunii iulie, iar în unele localități chiar și cu 10 grade. Sardenia, Puglia, Calabria și Sicilia sunt regiunile care vor fi cele mai afectate de caniculă. Meteorologii estimează că temperaturile ridicate se vor menține până joi, însă nu exclud ca valul de căldură să rămână în Italia până la sfârșitul lunii iulie. Grecia e prada arșiței cu temperaturi care depășesc 43 de grade la umbră. Acropola din Atena a fost din nou închisă, ca și ieri, în intervalul cu temperaturi de foc, de la 12 până la orele 17. În pofida caniculei, turiștii străini nu se dau bătuți. The heat, it's hard, but we're going to push through it and, you know, don't know where we'll ever be back, so I have to take advantage of the day. Yep. Valul de căldură a ajuns și în Cipru, unde s-au înregistrat 44 de grade Celsius. E cod portocaliu de caniculă în toată țara. Sistemul energetic e supra-solicitat. Toată lumea stă cu aerul condiționat pornit zi și noapte. Temperaturi record și în Turcia, în unele zone, în Antalya, de exemplu, sunt 42 de grade. Meteorologii avertizează că actualul val de căldură nu va trece prea curând.